Bună ziua, dragi prieteni din Taur! Haideți să vedem la Taur pentru luna septembrie în dragoste. O să fac pentru perechi și pentru cei singuri, puțin. În prima dată pentru... O să extrag patru cărți de aici, apoi din celelalte și apoi o să fac ceva scurt, o etalare interactivă. Haideți să vedem pentru luna septembrie. Aici sunt cei în pereche și aici cei singuri. Haideți să vedem pereche și cei singuri. Așa, pentru cei care aveți o relație, văd că așteptați ceva. Nu știu ce așteptați. Așteptați de mult timp, oricum. Uh, sau așteptați de 2 ani sau mai trebuie să așteptați 2 ani pentru ca să se împlinească ce vă doriți. Arată o persoană, poate fi o femeie, vă văd aici. Poate fi cineva din familie sau poate fi prietenă. Dar poate fi și o relație cu o persoană mult mai tânără, deci cu o persoană uh, cu o diferență mare de vârstă. Și vă mai văd aici o persoană cu diferență mare de vârstă. Și încă o persoană vă văd, care este uh, un cavaler, este un bărbat cu o poziție bună. Uh, are Poate să treacă de orice obstacol, uh, își protejează persoanele iubite, este o persoană răbdătoare dar este o persoană geloasă. Deci, poate că persoana cu care sunteți în relație sau căsătorie este geloasă. O să vă dea un dar, un cadou, o să aveți o realizare, dar și o persoană mai care se amestecă și care poate să vă afecteze puțin relația, dar nu, nu vă despărțiți sau ceva, dar vă face să vă certați sau să vă pierdeți speranța. Sau v-ați pierdut speranța, poate aveți, sunteți căsătoriți, de exemplu, și aveți relații cu altcineva sau vă gândiți la altcineva și v-ați pierdut speranța că veți fi împreună. Și asta poate. mult, una. Așteptați ceva. Da, deci aici văd o relație de mai multe persoane, cu o relație extraconjugală Și uh, fiecare va avea pe altcineva, sau acea persoană, sau dumneavoastră, sau acea persoană Este cu mai multe persoane, nu este numai cu dumneavoastră Asta e, asta vă văd uh -huh. uh. Haideți să vă spun ceva despre cei singuri. Despre cei singuri văd că uh, aveți multe relații. Că vreți multe relații, că nu vreți să aveți o relație stabilă cu nimeni. Poate că da, dar uh, eu văd că nu aveți, deci nu vreți relații serioase, nu vreți nimic serios. Și că. Uh, trebuie să luați o decizie, o hotărâre. Uh, aici mai văd o atracție, poate însemna o atracție sau o prietenie sau o consolidare, o uniune cu o persoană, atracție fizică, intelectuală cu persoane. O persoană, dar persoanele sunt diferite. Pot să spun că sunt foarte diferite. Dar și că așteptați timpuri mai bune sau aveți probleme uh, care se rezolvă în liniște, dar și perspective noi, multe tentații. Aveți multe tentații aici. Aici vă gândiți. Uh, luați -o, să luați o decizie, vă gândiți la cineva uh, și veți lua o decizie în favoarea dumneavoastră, va fi, uh, veți avea bucurie, veți avea împlinire, bucurie împlinire. Uh, și uh, un succes o să aveți în dragoste cei singuri un noroc, sunteți mai optimiști, aveți mai multă încredere, încredere în cei din jur în dumneavoastră, mai ales. Este foarte important să ai încredere în tine. O să fiți mult mai fericiți în dragoste cei singuri decât până acum. Mult mai fericiți și parcă într-un grup intrați undeva, unde, un, cu mai multă lume vă văd unde o să vă simțiți bine acolo, dar o să fiți pentru mult, mult timp împreună acolo cu, în acest grup și o să vă întâlniți dragostea. Așa, haideți să vă gândiți acum la o întrebare, dorință despre dragostea dumneavoastră. Eu am să etalez trei cărți și dumneavoastră o să alegeți. Unu, doi, Haideți să vedem dacă ați ales prima carte Ce răspuns vă dă la întrebarea sau gândul dumneavoastră Sau dorință Să spuneți ce simțiți De la inimă la inimă Să spuneți despre sentimentele dumneavoastră persoane iubite. Deci, Spuneți-i că iubiți. Spuneți-i că te iubezi. Tot ce simțiți, spuneți acelei persoane. Dacă ați ales a doua, răspunsul la întrebarea sau dorința dumneavoastră, divorț. O despărțire temporară de partener este aproape. Deci o despărțire. Dacă ați ales a treia, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, Lasă prietenii să te ajute sau cere ajutor celor din jur și acceptă. Dacă cineva îți, cere, îți dă un ajutor sau un sfat, acceptă, ascultă. Cam asta a fost pentru cei din Taur, pentru Dragoste, pentru Septembrie. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.